În urmă cu o săptămână, Maria Nidel, cu o bătrână în vârstă de peste 80 de ani din Remuș, ne povestea despre ceea ce îndură în fiecare zi din cauza nurorii sare și a fiului acesteia. Motivele certurilor dintre cele două sunt multiple, însă majoritatea dintre ele s-au soldat cu plângeri la poliție. TV Giurgiu a demarat demersurile necesare pentru a prezenta detaliat ceea ce se întâmplă. În urma demersurilor, Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu a răspuns solicitării noastre. Aspectele sesizate de dumneavoastră vizează acte de urmărire penală întocmite în 7 dosare penale înregistrate în perioada august 2013-martie 2016, în care sunt sesizate diverse infracțiuni, furt, violare de domiciliu, loviri sau alte violențe, 6 dintre acestea fiind finalizate și înaintate la unitatea de parchet competentă. În prezent, la nivelul secției numărul 5 de poliție rurală, postul de poliție Frătești, se mai află în lucru un singur dosar penal în care polițiștii efectuează cercetări sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu. În urma neînțelegerilor dintre membrii respectivei familii în perioada octombrie 2012-februarie 2016, la nivelul postului de poliție Frătești au fost depuse și 7 reclamații, iar polițiștii au luat măsura consilierii acestora în vederea respectării normelor de conduită socială, respectiv a sancționării contravenționale pentru încălcarea prevederilor legii numărul 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Mai exact, în numai 4 ani, Maria Nidelcu a depus numai puțin de 14 reclamații, dintre care 7 s-au soldat cu deschiderea de dosare penale. Având în vedere această situație, se pare că scandalurile dintre membrii acestei familii au fost iscate de-a lungul celor 4 ani de ambele părți și sunt încă departe de a se finaliza.